Bucurie, căldură și emoție. Cu aceste cuvinte s-ar putea descrie cel mai bine întâlnirea dintre copiii nevăzători și colindătorii de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Capitală. Micuții de la Centrul de Îngrijire și Găzduire Neghiniță au primit ieri seară preotul cu icoana Nașterii Domnului. Ei s-au bucurat de daruri, dar și de colindele interpretate de corala academică Divina Armonie. Copiii nevăzători de la Centrul de Primire și Găzduire Neghiniță din București au primit ieri seară primii colindători. Surpriza a venit din partea slujitorilor și voluntarilor de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei. Părintele paroh le-a adus icoana Nașterii Domnului, iar după ce aceștia s-au închinat, au fost colindați de membrii coralei Divina Armonie. Ei au ochișorii trupești închiși, dar au văzul sufletului larg deschis și poate că văd mai bine decât noi multe lucruri din lumea aceasta atât de trecătoare. Nu putem să nu ne gândim la Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, care tămăduia și nevăzătorii sau pe cel care nu avea vedere, arătând prin aceasta că se arată lucrarea lui Dumnezeu. Putem spune că în seara aceasta s-a arătat lucrarea lui Dumnezeu prin slujirea Sfintei noastre biserici. După cum se știe, în arhiepiscopia noastră se intensifică foarte mult activitatea filantropică, mai ales în aceste centre unde este atâta nevoie de Hristos, de prezența preoților, de prezența binecuvântată a celor care îl slujesc cu adevărat pe Dumnezeu în biserica sa. Și de aceea am avut o bucurie sfântă, realmente, văzând lumina din chipul lor atunci când ascultau mesajul binecuvântat al colindelor noastre străbune. Centrul de Îngrijire și Găzduire Neghiniță este una dintre puținele instituții dedicate îngrijirii copiilor nevăzători sau semivăzători din România. Centrul funcționează în regim de internat și este dedicat copiilor care nu sunt din București. Copiii noștri sunt elevi ai școlii speciale pentru deficienți de vedere din strada Ustrului. Capacitatea centrului este de 40 de locuri, în prezent avem 36 de copii. În centru, copiii sunt din provincie și frecventează cursurile școlii pentru deficienți de vedere din București, pentru că în județele de domiciliu nu sunt școli pentru copii cu nevoi speciale ca ale lor. Pentru copii a fost o surpriză plăcută, cred eu, că ei au ore de religie și în școală și deja cunosc semnificația Crăciunului și s-au bucurat că a venit preotul la noi în centru să ne vestească nașterea Domnului. Și colindătorii din corul Bisericii Sfântul Gheorghe cel Nou le-au oferit un program artistic foarte frumos. Acțiunea s-a desfășurat în parteneriat cu voluntarii de la Asociația Jurnaliștilor Civici, a cărei relație cu copiii din centrul Neghiniță a devenit deja una de tradiție. Parohia Sfântul Gheorghe Nou va oferi daruri în zilele următoare și copiilor cu sindrom Down.